A fost activat planul roșu de intervenție după ce aproximativ 100 de copii din 4 localități din județul Mehedin s-au acuzat stări de rău după ce au mâncat la școală în cadrul programului O Masă Caldă. Autoritățile, depășite de situații, au cerut ajutorul ambulanțelor din toate județele vecine. Este cea mai gravă situație de acest fel din ultimii ani. Era mâncarea, când a venit fata cu ea, a scos-o din geantă, mirosa, nu puteai să stai lângă ea. Peste 100 de copii și 2 profesori au simptome de toxi-infecție alimentară și au ajuns la spitalul din Drobeta, Turnu Severin. Elevii au vârste cuprinse între 5 și 14 ani și învață la școli din 3 localități din Mehedinți. Aceștia au început să se simtă rău la ore, după ce ar fi mâncat paste livrate de o firmă de catering. Fata a venit de la microbuz, a venit vomitând. A zis că le-a dat niște paste. Sunt zile diferite, când le mai dă, par exemplu, azi le dă rece, poate uine să le dă cald. În câteva minute, secția de urgențe a devenit neîncăpătoare. Am 2 fete, una a mâncat acolo la școală și a doua a băgat-o în geantă să mănânce acasă. Când a venit cu ea acasă, nevasta mea a văzut-o și a, nu știu, a trecut un miros așa. Când a mirosat, mirosat de nu puteai să stai lângă caserola aia pătrată. S-a dus la dispensar, fură prea mulți copii acolo. Nu mai stătu cu ei și o luăm cu acea sunară și de aici, de la urgență care sună. Au plecat cu mașini personale? Da, da. Că nu sunt nici salvări, nu știu ce se întâmplă. Ambulanțe și microbuze din 4 județe au intervenit de urgență. Este activat planul roșu, tot personalul medical a fost mobilizat, a fost adus în cadrul unității, suntem pregătiți să primim aproximativ 100 copii. Simptomatologia pregnantă, vărsături și diaree și durere abdominală. Cauza exactă va fi stabilită după analize. Teribilul accident în care o mașină a fost ruptă în două după impact scoate la iveală detalii care dau fiori. Ofițerul SPP, care era la volanul mașinii și a murit pe loc, era soțul vânzătoarei de la magazinul de suveniruri din Parlament, unde un piroman a pus foc la începutul săptămânii. Martorii accidentului spun că bărbatul avea viteză, iar vatmanul a ieșit pozitiv la testul antidrog al poliției. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Medicii care au ajuns la locul teribilului accident n-au mai putut să facă nimic să-l salveze pe ofițerul SPP. Bărbatul era în timpul liber la volanul mașinii. Pe șoseaua Progresului din capitală, în timpul unui viraj, a fost izbit de un tramvai, iar impactul a fost atât de puternic că autoturismul s-a rupt în două. Potrivit unor surse din brigada rutieră, șoferul ar fi pierit pe loc. A rămas încarcerat, fi nevoie de echipaje de intervenție din cadrul IGSU pentru scoaterea acestuia din autovehicul. După extragerea șoferului din autovehicul, acesta a prezentat leziuni incompatibile cu viața. Polițiștii au făcut o descoperire îngrijorătoare când l-au testat pe vatman. În urma testării preliminare cu aparatul drug test, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență în organism a substanțelor psihoactive. Context în care conducătorul tramvaiului a fost condus la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice. Bărbatul susține că ar fi luat medicamente care dau un fals rezultat pozitiv la consumul de amfetamine. Însă analizele de sânge vor spune exact dacă s-a întâmplat asta sau dacă e vorba de droguri. Pe de altă parte, martorii spun că șoferul care a murit ar fi avut viteză și se gândesc că s-ar putea să fi avut un gând sinucigaș. Deci n-am fost în viața mea așa ceva. Și am văzut spatele mașinii și după aia am fost acolo jumătatea cealaltă. Spuneți dumneavoastră că părea a fi fost sinucidere, că nu s-a asigurat sau are... Păi da, la viteza aia, adică n-avea cum tramvaiul ca să-l ia chiar așa din plin. Ca o ironie a sorții, ofițerul SPP era soțul femeii care lucra ca vânzătoare în magazinul de suveniruri din Parlament, unde un individ a stropit cu benzină și a pus focul. I-a avut nevoie de îngrijiri medicale. Hazard, întâmplare, nu văd nicio legătură. Să se întâmple fix în aceeași săptămână. N-are nicio legătură, e pur și simplu ghinion. Care a fost cauza accidentului vor decide polițiștii după anchetă.
Secretara șefa Facultății de Medicină și Farmacie, Carol Davila, a fost găsită fără viață. Vestea i-a șocat pe vecinii, care o descriu ca fiind o persoană liniștită. Aceasta a lipsit de la serviciu, iar în ultima perioadă era extrem de abătută. A lăsat, în schimb, mai multe mesaje de adio fiului, iar mai târziu autoritățile i-au găsit trupul într-un lac din apropierea casei. Cătălina avea 43 de ani și era o persoană liniștită, spun vecinii înmărmuriți de cele întâmplate. Lucra ca secretară la Universitatea de Medicină și Farmacie, Carol Davila. Pentru că a lipsit de la muncă, două colegi au mers la ea acasă să vadă ce se întâmplă. Apoi, decanul universității, medicul Cătălin Cârstoiu, a anunțat poliția. I-a întrebat și a venit poliția, două mașini și nu știu ce s-a întâmplat. Au plecat târziu mașinile. Mi-am dat seama că eu când am auzit că mi-a zis că a găsit cheile pe masă și, nu, telefonul l-a găsit pe masă și ușa deschise, mi-am dat seama imediat, zic, Cătălina cred că a făcut ceva, nu se poate. Oamenii legii au verificat camerele de supraveghere și au dat de urma ei în apropierea lacului Pantelimon. După ce au căutat-o cu scafandrii, au găsit trupul neînsuflețit. Plecase de acasă fără obiecte personale, iar fiului îi lăsase mai multe mesaje de adio pe telefon. Nu am auzit nimic, altădată mai auzeam că băiatul să juca pe jocuri din astea, dar n-am auzit nici, chiar n-am auzit. Am văzut-o, mi se pare, vineri și chiar vroiam să vorbesc cu ea. Și venea așa foarte abătută, adică cu geanta pe umăr. Da, era supărată, se vedea după ea că era supărată. Cătălina trecuse printr-un divorț și locuia doar cu fiul ei în vârstă de 15 ani. Vecinii spun că s-a mutat în bloc în urmă cu 3 ani și nu găsesc nicio explicație pentru gestul făcut. Îmi vine și să plâng, un copil cu minte, nu. O fată liniștită, Cătălina. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Peste 10 kg de droguri etnobotanice au fost găsite într-un tir ajuns în România. Aflați cum a decurs întreaga operațiune și cum erau comercializate stupefiantele în câteva momente la Newstime. Panicați că în școala unde învață copiii lor ar fi o invazie de ploșnițe, părinții unor elevi din capitală nu i-au mai trimis la cursuri. Inspectoratul a anunțat că se fac mai multe dezinsecții, iar conducerea școlii a cerut ajutor din partea primăriei sectorului 3. Cum s-a încheiat toată această poveste știe colega mea Larisa Rațiu. Bun găsit tuturor! Părinții elevilor unei școli din sectorul 3 al capitalei ar fi aflat despre pericolul care i-ar fi pândit pe copiii lor dintr-o fotografie cu un gândac distribuită pe grupurile de WhatsApp. Părinții s-au panicat și nu și-au mai lăsat copiii la cursuri, ba chiar au cerut și măsuri în acest sens. Astfel, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a făcut verificări în acest caz și a cerut intervenția inspectorilor DSP. Astfel s-a constatat faptul că, de fapt, nu existau ploșnițe în niciuna dintre sălile de clasă, însă preventiv s-au făcut două procese de dezinsecție în toată școala. Asta înseamnă că situația s-a lămurit, iar începând de mâine părinții își pot duce din nou copiii la școală liniștiți. Deocamdată acestea au fost informațiile despre acest subiect. La revedere! După ce s-au luptat cu seceta, agricultorii din județul Galați au primit o nouă lovitură. Inundațiile au provocat pagube de milioane de euro. Soia, rapița și lucerna, culturi care abia au fost însămânțate, sunt acum compromise în proporție de 100%. Același lucru se întâmplă și la culturile de porumb și floarea soarelui, care zac acum în apă. Cam așa arată, porumbul este uscat, trebuia recoltat la ora asta, ia uitați, e perfect uscat, exact când trebuia recoltat. A rămas pe câmp? A rămas pe câmp, nu știm când vom putea intra, apa e de 80 cm, nu se poate intra cu niciun utilaj, e dezastru. Nu doar gospodăriile au fost distruse de viitură, ci și munca oamenilor de pe câmp. Drama este cu atât mai mare pentru agricultorii care au investit sume enorme în sisteme de irigații. Acolo unde seceta nu a compromis culturile irigate, inundațiile au distrus totul. În județul Galați, mii de hectare de teren agricol sunt acoperite de apă. Uitați-vă și dumneavoastră în situația cum suntem la ora actuală. Chiar dacă apa se mai retrage cât de cât, noi cu utilajele nu putem intra, apa are în jur de un metru. Apa se va retrage, cred că în 2 luni de zile nu putem intra la recoltare, suntem într-o situație foarte dificilă. Oamenii privesc neputincioși spre lanul de porumb inundat. Noi așteptăm să mâncăm o bucărie mămărigă de aici, spun, credem și noi. Dacă apa ne-a recoltat ceva de aici? Nu cred. Dacă vine și mai vine cu o viitură ceva,
și bate-o furtun, îl culcă tot la pământ, deci totul e confrunt. E apa mare! Ați mai văzut așa apa? Nu, de acum 13 ani, dar nu a fost așa în haros. Acum e mai tare. Trebuia să intrați la recoltat? Da cum? Și? Trebuia de săptămâna asta să intrăm. Păi dacă e apă... Toate culturile sunt compromise. Din 2450 de hectare, 1200 de hectare la momentul ăsta sunt sub apă. Culturi de porumb, floarea soarelui, soia care e compromisă 100%, nu mai avem ce face. Am pierdut banii, efectiv. Colac peste pupăză, ca să zic așa. Anul ăsta vine cu scadențe la bănci, pentru că acum 3 ani am contractat un utilaj foarte scump și de acum încep să plătesc scadențele. În concluzie, dezastru total. Nu știu cum vom supraviețui. Dacă nu primesc ajutor de la stat, fermierii nu vor avea cu ce să achite datoriile către bănci și riscă să ajungă la faliment. Centrul Bucureștiului se poate prăbuși în orice clipă. Nu spunem noi, ci experții în construcții care au concluzionat că planșeul Unirii este într-o stare avansată de degradare și trebuie intervenit urgent. Mai sunt necesare câteva avize pentru ca lucrările să fie demarate. Imaginile filmate sub Piața Unirii ne arată cât de gravă este situația acum. Așa arată dedesubturile din centrul capitalei. Nu trebuie să fii expert ca să-ți dai seama că planșeul Unirii se află într-o stare deplorabilă. Din loc în loc, grinzile de fier sunt descoperite și ruginite. Multe dintre plăci sunt distruse, iar bucățile de beton pur și simplu au fost mâncate de vreme. Nu este de mirare, mai ales că acoperișul de peste Dâmbovița a fost construit pe vremea lui Carol al II-lea. Structura are o vechime de aproape 100 de ani. De atunci nu prea au fost făcute lucrări aici, doar în 1980 au avut loc câteva. În rest, vedem structura originală de pe vremea regelui. Uitați, de exemplu, cum arată aici. Armătura este complet descoperită, efectiv este o gaură, iar din tavan stau să cadă bucăți de ciment. Ce vedeți aici, de exemplu, așa cum arată, nu s-a lucrat, astea n-au fost consolidate, reabilitate. Am înțeles. Și așa ce s-a mai lucrat a fost chestii micuțe, retușe, n-a fost consolidare. Adică s-a pus un strat nou de beton, s-au schimbat predarele acestea. La ultima vizită a specialiștilor, unele zone din pasaj au fost evaluate în clasa 5 de stare tehnică, cea mai gravă, adică pericolul de colaps este extrem de ridicat. Structura este atât de degradată încât consolidarea nu este suficientă, spun experții. Planșeul trebuie dărâmat și refăcut de la zero. Logic este de mâine să înceapă lucrările, dacă s-ar putea. Un singur aviz stă în calea lucrărilor, cel de la Primăria Capitalei. Nicuș Ordan spune că nu există niciun document care să justifice blocarea traficului din zonă, mai ales că prin centrul capitalei trec zilnic peste 60.000 de mașini. Dacă expertul vine cu o expertiză care spune aici, aici și aici este pericol public, pentru punctele alea o să dăm autorizație în regim de urgență. Această lucrare reprezintă un risc major pentru bucureșteni, un risc major pentru noi toți. Este o problemă de siguranță, o problemă de viață și de moarte. De lucrări se va ocupa Primăria Sectorului 4. În primă fază se vor face săpături în zona parcului și lângă pasajul Unirii. Pentru început, traficul nu va fi afectat, dar pe măsură ce lucrările vor evolua, tot centrul va fi blocat. Lucrările ar urma să dureze 2 ani. Dacă am fi în China să lucreze chinezii, n-ar fi o idee proastă, că ea termină repede. La noi mai bine nu se mai apucă, că nu știi când mai termină și mai rău încurcă. Costul reparațiilor se ridică la 1,2 miliarde de euro. Polițiștii au descins astăzi pe moșia lui Nuțu Cămătaru. Oamenii legii căutau un cal furat, însă au descoperit o adevărată grădină zoologică. Interlopul ținea în curte cămile, păsări răpitoare, canguri, câini de luptă, dar și un cangur alb, un exemplar extrem de rar. Și în trecut, polițiștii au descoperit lei și urși la liderul interlopilor, iar atunci animalele au fost confiscate. Mascații și polițiștii din Ilfov au descins astăzi la moșia lui Ion Balint, cunoscut sub numele de Nuțu Cămătaru, într-un dosar ce vizează infracțiunea de însușire a bunului găsit. Anchetatorii căutau un cal de rasă care ar aparține unui rival interlop. În loc să dea de cal, oamenii legii au descoperit o adevărată grădină zoologică. Maimuțe, păsări răpitoare, cămile, dar și un cangur alb, un exemplar aproape unic în lume, au fost descoperite în curtea familiei Cămătaru. În plus, polițiștii au descoperit mai mulți câini din rase periculoase care aveau urechile cupate. Dețineți legal sau? Păi, deținem legal, că altfel le lua dacă nu dețineam legal. De ce?
de asta de prostile, că nu deținem legal. Păi n-au ridicat nimic, pentru că avem acte pe tot. Avem menagerie, avem acte pe tot, nu s-a ridicat nimic. Noi facem un bine la animale, le dăm de mâncare. Un cal costă câteva sute de euro pe lună să-i dai mâncare. În fața jurnaliștilor a ieșit nimeni altul decât Nuțulică, fiul lui Nuțu Cămătaru. A explicat că pentru toate animalele au acte și că oamenii legii nu au găsit calul pe care îl căutau. Au verificat cai, au verificat cipurile la toți cai. Nu s-a găsit niciun cal. Dacă pentru un cal pierdut vii cu mascați, cu mitraliere? La Moșie au fost chemați și comisarii gărzii de mediu, dar și polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor Ilfov. O anchetă a fost deschisă, iar cercetările urmează să fie continuate. Nu este prima dată când Nuțu Cămătaru ajunge în vizorul anchetatorilor din cauza animalelor pe care le deține. În trecut, oamenii legii au descoperit în grădina zoologică improvizată a interlopului 4 lei și 2 urși. Animalele au fost atunci confiscate. Un afacerist din Ilfov a rămas fără sute de mii de euro după ce fosta soție și socrul l-ar fi jefuit și ar fi incendiat casa. În urma audierilor, femeia a fost arestată pentru 30 de zile, iar socrul este cercetat sub control judiciar. Cum s-a produs totul, știe colega mea Alexandra Cosman. Alexandra. Bun găsit! Totul s-ar fi întâmplat duminică atunci când afaceristul ar fi fost plecat la țară. Acela a fost și momentul în care fosta soție, care avea chiar și cheile apartamentului, ar fi intrat și l-a jefuit. Și nu singură, ci ajutată chiar de tatăl ei. Știa foarte bine unde își ascunde banii, astfel că s-a dus direct la țintă. În dulapul din hol, bărbatul avea ascunși 200.000 de euro, iar în cel din dormitor 9.000 de lei. Înainte să plece, ar fi dat foc apartamentului, astfel încât să și își șteargă urmele. Însă în momentul în care bărbatul a ajuns acasă, a sunat direct la 112, iar după ce flăcările au fost stinse, și-a dat seama că din casă îi lipsesc banii. S-a uitat pe camerele de supraveghere și a văzut-o pe fosta soție când ieșea din bloc alături de fostul socru. Femeia a fost arestată pentru 30 de zile, iar bărbatul, tatăl ei, a fost pus sub control judiciar. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Alexandra, îți mulțumesc. Un caz care a ținut o țară întreagă cu sufletul la gură are un final fericit. După 3 zile de căutări, gemenii dispăruți din Târgu Jiu au fost găsiți tocmai în județul Arad. Erau într-o garsonieră închiriată în regim hotelier. Însă surse din anchetă scot la iveală un pericol la care trebuie să fie atenți toți părinții. Vorbim despre jocurile de noroc, accesibile minorilor, mai ales în mediul online. Cei doi au plecat luni după cursuri de la liceu cu ghiozdanele în spate. La ora 13.45 sunt văzuți într-o leu împreună cu alți colegi de clasă. Câteva ore mai târziu, băieții sunt surprinși de camere în Craiova, la peste 100 de kilometri distanță. Odată ajunși în Craiova, gemenii s-ar fi plimbat prin oraș, dar și prin piețele de aici, din zona gării. Apoi ar fi luat trenul spre Arad, unde sunt căutați de polițiști. Doar unul dintre minori ar avea telefonul cu el, astfel că autoritățile încearcă acum să-i găsească locația exactă. Și chiar în acest fel i-au găsit. Frații erau într-o garsonieră din Arad pe care au închiriat-o în regim hotelier. Proprietarul i-a recunoscut, iar polițiștii și părinții au mers acolo și i-au convins să revină acasă. Informațiile din anchetă scot la iveală un pericol la care toți părinții trebuie să fie atenți. Jocurile de noroc. Este exact vârsta în care tinerii doresc să-și demonstreze supremația, puterea, capacitatea de a fi independenți. Cu siguranță pot fi vulnerabili în stradă. Gemenii ar fi fugit de acasă după ce părinții au descoperit că cei doi și-ar fi cheltuit o parte din bursa școlară și din alocații pe jocuri de noroc online. Când li s-a cerut socoteală, băieții ar fi luat 1000 de euro de la părinți și au plecat, spun surse din anchetă. Teoretic, agențiile de pariuri și jocuri de noroc sunt teritorii interzise minorilor. În practică, aceștia ajung și fizic la căcănele, dar și în mediul online. Este o lume în care senzaționalul și scripiciosul și superputerea de a câștiga dintr-o secundă într-alta bani fură cumva imaginația tinerilor care nu au capacitatea completă de a se apăra și de a înțelege riscurile la care se expun. De altfel, tot în Gorj, iarna trecută, mai mulți elevi au fost surprinși în timp ce jucau la păcănele chiar de pe calculatoarele din laboratorul de informatică a liceului. Între timp, conducerea a transmis că filmarea ar fi fost făcută în pauza dintre ore. Suntem înnebuniți după chilipirurile din China. Dacă până de curând comandam mai mult online, acum luăm cu asalt magazinele care vând astfel de produse și plecăm acasă cu sacoșele pline.
Într-unul dintre cele mai mari magazine cu produse chinezești de lângă capitală este forfotă mare. Chiar dacă este situat în afara orașului, pe E85, în apropiere de Afumați, oamenii vin aici de peste tot. Cu toate că mulți nu caută un anume produs, coșurile sunt pline. Am venit să ne uităm în primul rând și am ajuns să luăm mai multe lucruri. Și mărgeluțe și pentru bluze, pentru pulovere de cusut. La mine acela pentru față, așa, le-am găsit mai ok aici decât chiar și pe cât ați luat, de exemplu? Cred că este 4 lei. 4 lei, ceva de genul. Față de undeva la 10 lei, dacă nu mă înșel. La raioanele cu obiecte pentru animale, de pildă, se găsesc de la pijamale, pantaloni, hamuri cu fundițe, bandane, papioane, până la ochelari de soare, așa că e greu să reziști tentației. Pentru pisoi. Am luat o hăinuță. Să-l îmbrăcăm, că vine iarna. Se găsește și dacă n-avem nevoie, tot luăm. Am luat pentru pisicuțe niște hamuri drăguțe și niște zgărduțe pentru pitici pufoși. S-a văzut și bandane? Da, sunt zgărduțe, un fel de bandane de pus la gătuț. Prețurile foarte mici îi fac pe clienții să cumpere orice, inclusiv lucruri de care nu au nevoie, cum ar fi maieuri pentru slăbit, curea pentru față sau flexor de degete. Iar în final constată că ajung să bage adânc mâna în portofel. Am luat niște deodorante de baie. Soțul meu și-a luat un paten și niște șurubi. Deci n-am nicio legătură cu ăsta, cu descărpina pe spate. 299 de lei, 61 de bani. Mult, puțin? Cam te aștepți când iei așa multe nimicuri, te aștepți la un moment dat să ajungă la totalul ăsta. Prețurile sunt foarte mici pe piață. Dacă ar fi să comparăm cu prețul de vânzare retail într-un magazin normal de cartier, ar fi cel puțin la jumătate. Dacă vrei să comparăm cu angrourile clasice la care lumea se duc, cu siguranță suntem sub ele cu mulți. Prețul scade cu câțiva lei dacă se cumpără angro, adică 6 bucăți. Iar când oamenii găsesc produse de care nici nu știau că există, tentația devine cu atât mai mare. Începem facultatea, știți? Și acum, și noi cum putem? Cu paci, mămălic, dacă ar fi după mine, aș cumpăra tot. Inclusiv Crăciunul a venit mai devreme aici. Decorațiunile sunt peste tot și oamenii au început deja pregătirile. Ceva pregătiri pentru Crăciun? De pe acum nu e ceva la care ne-am gândit. Am văzut, ne-a plăcut, mergem mai departe. În magazinul cu produse chinezești, multe obiecte costă doar câțiva lei. Doar decorațiunile de Crăciun supradimensionate vă pot scoate din portofel câteva sute de lei. News Time se oprește aici. Sunt Radu Andrei Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2 să aveți o seară așa cum vă place. La noapte cerul va fi mai mult senin și doar în regiunile sudice local va mai ploua. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și al Banatului și local în zonele de munte cu viteze în general de 40-50 de km pe oră, mai mari pe litoral până la 60-65 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi de 0-2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor fi condiții de brumă, până spre 16-17 grade pe litoral. Mâine vremea va fi plăcută în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil cu norări temporare în sudul Banatului, Oltenia, sudul Munteniei și al Dobrogei, precum și în zona Carpaților Meridionali, unde izolat vor mai fi ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în regiunile sudice și în zonele de munte, dar și pe litoral, unde va atinge viteze de până la 60-65 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 25 de grade. Dimineața se va forma ceață în Transilvania și Moldova. Să vedem acum ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia atmosfera va fi însorită, iar temperaturile plăcute. Se vor înregistra 24 de grade în Călăraș și în Târgoviște. În Transilvania, vremea se anunță însorită cu temperaturi plăcute și șanse minime de ploaie. Vor fi 20 de grade în Brașov și 23 în Alba Iulia. În Moldova, vremea va fi însorită cu temperaturi plăcute de toamnă. Mercurul din termometre va arăta 23 de grade în Galați, iar în Piatra Neamț urcă până la 20 de grade. În vestul țării se menține atmosfera însorită și doar local apar norări temporare. Termometrul va indica 23 de grade în Reșița și 24 de grade sunt anunțate în Timișoara. În Oltenia, atmosfera continuă să fie închisă în cea mai mare parte a zilei, cu temperaturi peste normalul perioadei în care ne aflăm. Vom avea 22 de grade în Craiova, tot atâtea sunt anunțate și în Drobeta. În
În Dobrogea vremea va fi frumoasă, cu temperaturi plăcute și doar local cerul va avea înnorări accentuate. Termometrele vor înregistra 23 de grade în Constanța și în Tulcea. În capitală vremea a fost mohorâtă și a plouat trecător, vântul a suflat slab și moderat, iar maxima zilei nu a depășit 21 de grade. Pe parcursul nopții cerul va fi mai mult noros și vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi de 11-13 grade. Mâine pe bucureșteni îi așteaptă o nouă zi mohorâtă cu temperaturi plăcute, dar cu reprize de ploaie. Se vor înregistra 25 de grade. La munte cerul va mai avea înnorări temporare și local vor fi averse în Carpații meridionali. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane. Se vor înregistra 12 grade în Semenic și 20 de grade vor fi în Brașov. Pe litoral cerul va fi variabil cu unele înnorări și ploi de scurtă durată. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 23 de grade, iar cele minime între 13 și 16 grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura apei mării va fi de 21-22 de grade.